Salut, astăzi vreau să discutăm despre Arbitrum, ceva ce o să urmeze în viitor pe acest proiect. Ceva super tare, un like, un subscribe m-ar ajuta foarte mult. Aici suntem pe cel de la Arbitrum, se procesează tranzacții în timp ce filmez non-stop, stau foarte bine pe partea de fundamente. Hai să vedem prima dată cum mai sunt pe adopție, pe fundamente și după aceea trecem și la știrile care o să urmeze pe Arbitrum. Când mergem pe partea de adrese active zilnice, vedem că sunt fluctuații. În august erau pe la 156.000 în fiecare zi, adrese active zilnice. Au avut și un low, ca să zicem așa, în 15 octombrie la 82.000. Acum în 2 noiembrie sunt la 129.000, dar dacă nu uităm așa, și facem o medie, deci sunt între 100 și 150.000 de adrese active zilnice în fiecare zi. Lucru foarte tare când comparăm cu multe dintre alcoinurile în care lumea investește, în care mulți consideră că este viitorul. Când mergem pe partea de tranzacții zilnice procesate, sunt la 700.000 de tranzacții în fiecare zi au avut și picuri mai mari spre 923.000, dar și zile mai proaste, ca să zicem așa, de 354.000, dar per total stă, stau foarte bine cei de la arbitru, total value locked, uitați cum arată, dacă acum facem așa o glumiță de-a mea și ne uităm ca și cum ar fi un, un grafic de pe 3 din view, oare cum arată. Ne arată bullish. Hai să ne uităm. A avut un low. Două higher low-uri. Aici a fost un double bottom și după aia a spart rezistența și s-a dus. Și este la aproape 1,87 de miliarde total velul loc în bear market. Pe partea de volume de dexuri sunt pe la 434 de milioane în fiecare zi. Au avut și picuri spre 742 de milioane. Dacă vreți să mă susțineți. Evident și zile mai proaste cu 60 de milioane, dar per total arată foarte bine. Ce vreau să vă mai arăt, vreau să vă arăt și cum stau pe partea de fiuri, să vedem câte fiuri generează și înainte să ne uităm strict doar pe arbitru, vreau să ne uităm la data filmării, cum arată cele mai importante altcoin-uri, Ethereum, de asemenea e lider, nu avem cum să ne comparăm cu el, 5 milioane, Bitcoin 1,1 milioane, Uniswap este deja peste Bitcoin, dar na. Dan, e prost și nu știe și așa mai departe, cum să zici că nu vrei să cumperi Bitcoin și că Bitcoin nu e viitorul. Și lumea ce a înțeles. Că Dan e un degenerat, că Dan nu știu, dă sfaturi aiurea oamenilor, că să nu mai ia Bitcoin și așa mai departe. Nu. Eu v-am spus în acele videouri făcute acum multe luni că Bitcoin are rolul lui în spațiul cripto, dar sunt deja multe proiecte și atunci făceam o comparație cu Ethereum, care deja au depășit Bitcoin, care deja au mai multe fiuri, care deja au wallet așa mai departe și nu sunt de ratat și se vor face mai mulți bani și eu văd un viitor mai mare. Acum, nu mai zic nimic, deci un DEX de pe Ethereum generează în noiembrie deja mai multe fiuri decât Bitcoin. Trecem mai departe, care mai era, până la urmă ce vreau să vă arăt, vreau să compar Arbitrum cu celelalte alcuni mari cu fundamente. Arbitrum are cam 135.000 de dolari astăzi, la data filmării. Solana are cam 76.000 de dolari și Optimism, concurentul direct al celor de la Arbitrum, 53.000, aproape 54.000 de dolari. Acum am și mai jos, Polygon, Proof of Stake al lor ar fi 26.000 de dolari. Hai să mai dăm și restul. Cardano, nici măcar 6.000 de dolari, Phantom 2.300, Ripple XRP 1.484, Dogecoin 1.200, Polkadot 9.33, acum văd că nu mai apare, era și Nier pe la 2.000 și ceva de dolari și trecem la ce vreau să vă arăt, cum au mers fiurile exclusiv doar pe Arbitrum în ultimele 3 luni, generau cam 83.000, au mai fost și ai pur cu 367.000 de dolari într-o singură zi și acum sunt pe la 150.000 pe aici. Fluctuează. Este o valoare foarte mare de fiuri pe care o generează în plin bear market. Comparați cu proiecte mai vechi și vedeți diferența. Nu mai vreau să fac comparații ca să nu mai zic lumea că sunt hater. Și acum când mergem și pe DeFi, sunt pe locul 4 din tot spațiul cripto cu 475 de protocoale și aici cum am zis deja valoarea, nu mai zic încă o dată, în plin bear market, sfârșit de bear market, să nu înțelegeți greșit că ce știi ce mai vine. Sunt pe locul 4. Ce să zic? Dacă asta nu înseamnă viitor, asta e. Și acum ce vreau să vă prezint, am ajuns și la ce am zis la începutul videoului, se dorește, momentan încă nu a venit informația și din partea Fundației Arbitrum, dar este pe surse, dar din surse bune, deci nu fabulații, ca în viitor să se introducă staking-ul și foarte multe chestii super tari pe Arbitrum și atunci investitorii, cei ca mine, o să fie mega fericiți, o să putem obține reward-uri, la fel ca și pe Solana, la fel ca și pe Matic, la fel ca și pe Nier, la fel ca pe orice alt Multiversis ca orice alt altcoin, o să obținem reward din staking. Și acum aici sunt niște simulări în funcție de... Momentan nu este stabilit cum va fi. Am sunt doar pe surse, dar surse, așa destul de bune din cadrul proiectului Arbitrum. Și sunt niște estimări cum ar fi dacă 1,75% din totalul, totalul de supply Arbitrum va fi distribuit anual. Dacă ar fi 100% din Start Collecting Supply la Stake, ceea ce nu există, n-am văzut pe niciun alt coin. Deci asta e numai așa pur teoretic, ar fi un APR de 13,73%. Ar fi incredibil și așa, dar v-am zis, nu există, nu există să fie tot stocul în circulație pentru că lumea mai face trading, nu toți sunt investitori. Dacă ar fi 50%, ar fi un APR de 27%. Dacă ar fi doar 25% din din toți tokenii la stake, iar mi-e greu să cred că lumea să nu aibă atât de mult încredere încât să fie doar atât de puțin, ar fi aproape 5-5%. Acum 10% eu n-am văzut un altcoin să aibă doar atâta atâția token ca produsul la stake, ar fi 137%. Acum dacă ar fi 1,5% din total supply distribuit anual ca și reward din stake, vedeți în dreapta ar varia de la 11,76% până la 23,53, 4706 sau 170,65%. Și dacă ar fi 1,25% din supply distribuit, ar începe de la 9,8%, 19,61%, 39,22%, 98,04%. Și dacă ar fi doar 1%, deci cel mai, uite aici, ce, ce bine am făcut timpul, nu se mai vede partea de jos, ar fi de la 7,84%, 15,69%, și aici, Dan, al vostru, e atât de deștept că nici măcar nu și-a dat seama că a făcut un snip de toată minunea, asta e informația de bază, sper că ați înțeles-o și acum hai să vă zic din punctul meu de vedere. Și să înțelegeți de ce aceste procente fluctuează foarte mult. Toate aceste monede proof of stake. În momentul în care sunt foarte mulți tokeni, foarte multe procente în puse la stake și reward nostru scade. De aceea este la fel și pe Arbitrum. De aceea pe Ethereum a scăzut reward și v-am tot zis de atâtea ori, dar nu, vă că nu ascultă nimeni nu mai puneți la stake Ethereum. De la 5,3 sau ceva de genul am ajuns la 3 și ceva eu, adică toți, că doar din, același din același luăm reordele, venit pasiv. Fraților, v-am zis, lăsați investitul. Fiți trader, vindeți, cumpărați Ethereum, lăsați-mă să fac eu venit pasiv. Acum, sper că ați înțeles că s erau glumă, așa, glumele mele mai proaste și la fel și pe arbitru cu cât o să fie mai mulți tokeni în puși la stake, cu atât și riordul va fi mai mic. Când o să fie fluctuații, când, nu știu, se scoate de la stake, o, parte bună din, din token, poate mulți o vor lua profit sau așa mai departe, va crește și acel riord. La fel se întâmplă pe toate alcoolurile, de aceea nu este bătut în cuie. Vă zic cum -mi e la mine. Uneori obțin pe Solana nu vreau să vă zic sumele, că pe aia v-ați dat seama să face calcule câți token Solana am. Știu că asta întreabă foarte mulți membrii, apropo de pe grup, câți token are, Solana, are Dan Solana. Nu vă zic. <coughs> Rămâne așa între noi. Am mulți, dar nu vă zic. Și acum, ce vreau să vă mai zic despre arbitru? Da, uite că am început ceva și am divagat. Deci vreau să zic că fluctuează. Poate obțin X. Acum token Sol la următoarea epocă nu obțin exact acea sumă. Fluctuează în funcție de câte fi generează cei nu în funcție de <coughs> câți token Solana iasă din, din stake și așa mai departe. La fel o să fie și pe arbitru. Mie mi se par niște API-uri foarte bune. Ar fi nebunie, de abia aștept să se implementeze. Și acum să trecem la ce vreau să vă mai arăt. Toată lumea știe deja. Deja, nu, oamenii sunt mai... Nu știu cum să zic, să se înțeleagă, să nu se... Oamenii încep să studieze, încep să aibă acces la informații, la site-uri bune, la informații de calitate, atât de, de la canalul meu, cât și de la alte canale de youtuberi. De aceea vă încurajez să vă uitați și la alte persoane care fac conținut pe YouTube, orică sunt din România, orică sunt din afara țării, doar dacă prezintă informații de calitate. Deci nu vreau să credeți că eu sunt mama obida, eu știu viitorul, eu sunt singurul deștept și așa mai departe, nu. Sunt multe canale, nu le zic numele, care prezintă informații ok. Și atunci foarte multe persoane deja știu că pe Arbitrum, în 16 martie 2024, o să fie un unlock imens de token. O să intre în circulație 87,20% din Circulating Supply. Este enorm. O să intre 1,11% miliarde de token arbitrum. Acum, mulți cred că în acea perioadă va veni un dump de toată frumusețea și nu doresc să acumuleze arbitrum. Nu au acumulat nici când a fost 0,7 și ceva, nici când a fost 0,9, nici când a fost un dolar. Nu, aștept data de 17 martie, aștept să treacă o zi, vine dump la monstruos, vând toți VC funds, toți smarmanii vând, și au profitul și după aia se duce arbitrum, vai de mama lui unde se duce, la subsol, și atunci cumpăr de toți banii care eu îi pun deoparte și mă îmbogățesc. Eu zic că nu să se întâmple acest lucru, eu nu zic că nu este important să urmărim, să știm aceste anlocuri pe criptomonede când vin, dar nici să le dăm o atât de mare importanță cum credem noi. Dar, din păcate, pe Twitter, toate mediile acestea și pe YouTube, la unii mai... E, se prezintă tot timpul doar aceste știri nu, nu de cumpărat arbitru, fraților, vine un an loc, nu, 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 așteptați, așteptați. Nu i de luat, nu știu, Solana, ce a apărut, cred că o lună și ceva de a fost tot timpul. Alameda vinde, Alameda a scos, de deci erau numai știri, deci nu a, am zis niciodată pe canal ca să nu influențez oamenii. Tot timpul mișcări, ieșau tocuni, i duce nu știu unde, nu știu exchange, Alameda a vândut și acum, tot, toată conferința numai știri, Alameda a vândut. Și ce a făcut prețul Solana? 2x într-o lună, în timp ce Alameda vindea. Aoleu, frate, nu vă apropiați de Solana, Alameda vinde. Și a fost exact invers. De aceea, din punctul meu de vedere, și nu e sfat financiar, eu nu o să stau să aștept data de 16 martie, 17 martie, nu știu cât, că vine dampul, că aoleu, dacă arbitru îmi coboară în zone bune pentru mine, o să cumpăr. Și să vă explic și de ce. Și acum facem o comparație. Comparăm cu cealaltă criptomonedă pe care eu o, na, o am așa în portofoliu destul de mult, Solana. Să vedem ce s-a întâmplat în trecut, să vedem dacă sunt ceva corelații și cu arbitru. Deci Solana a avut prima deblocare majoră de tokeni în 7 ianuarie 2021. Și atunci Circulating Supply a crescut cu fiți pe fază 553,49% în acea zi. Deci arbitrum ce o să aibă în 16 martie e pistol cu apă față de ce a fost pe Solana în 7 ianuarie. Uriașă de blocare, vă dați seama. De 5-5 de ori și-a crescut Circulating în supply. Ar fi trebuit să ajungă Solana la nu? La zero, un fel de lună. Dă seama, atâția token care puteau fi vânduți. Și foarte multe persoane atunci ce au căzut că Solana se va prăbuși cu 20-30%, similar cum cred acum, că și Arbitrum va face la fel în viitor. Ce s-a întâmplat de fapt pe Solana în acea perioadă? Unii, de asemenea VC fans, au cumpărat Solana la 0,2 dolari. Cum sună? Nebunie, nu? Ar fi putut atunci a obține profituri de 10 ori. Deci Solana era în jur de 2 dolari. Deci aveau 10x Ați fi zis, cum să nu vând de la 10x? Și ce au făcut? Nu au vândut. Oare de ce? De ce foarte mulți dintre acești VC fans, marmani cum le noi, încă dețin foarte mulți Solana, chiar dacă și acum prețul Sol este la 200x față de acel preț. Multe dintre aceste VC joacă ca și noi un joc pe termen lung. Sunt investitori și au un cap în cap. Asemenea, au un orizont de timp mult mai larg. Ei gândesc în termen de 5 ani, 10 ani. Asta nu înseamnă că nu și-au profit, dar și au micuți. Deci nu se apucă să vândă tot, că după aia cumpăr mai jos. Cum facem noi? Pulimea. Că vând acolo, că după aia vine dam, că după aia fac mai mult token, îl merge o dată de două ori, de trei la patru oară, mamă ce am făcut, am ratat. Ei sunt inteligenți, aici, visifanți și noi, și așteaptă, au răbdare, și ce fac ei și aici e diferența între noi și ei, au atât de mare putere încât efectiv răspundesc în media tot felul de știri ca să panicheze, să sperie retail să nu cumpere. Acum știți deja că îi spune FAD. Fear, uncertainty and doubt. De aici vine din engleză. Și atunci, ei de ce vin cu toate aceste știri? De ce au fost plin pe Twitter, prin media, pe online? Alameda vinde Solana. Tot, tot ce a fost acum în pe perioada conferinței și înainte. Alameda vinde Solana. Știți când a fost ce, cea mai mare, cel mai mare flux de știri de genul? Când era Solana? La 17. Acum o lună și ceva. Și atunci mulți au așteptat. Mai știu eu pe unui ce CryptoDunk. Cumpăr la 16. Nu, măcar am avut la 16. Nu am avut la alții visau la 10. Și nu au cumpărat și după aceea a venit uh, aproape 3x, 2x și ceva. Și, hai să vă și zic cu prețul ce s-a întâmplat în acea perioadă în 2021, prețul Solana a crescut cu 85% în 7 zile după acea deblocare. Wow! nu are nicio logică, Dan. Păi, ascultați ce vă zic. Ce fac, marmani. Vor să vă manipuleze. Acum, ce înseamnă acest lucru? că tot aceste de deblocări de token, nu zic cum am și mai devreme, e bine să le știm, e bine să le avem așa în cap, dar nu să facem time de market de pe ele. Și mai ales acum, când v-am prezentat ce vor să facă cei de la Arbitrum. Hai să o mai arăt încă o dată. Ei vor să introducă staking-ul pe tokenul Arbitrum. Și atunci, multe persoane, eu 100% vă zic, o să pun la stake și nu o să mă intereseze și atunci o parte din token și o zic că destul de mulți nu vor mai fi, hai să zicem, lichizi. Adică în momentul în care te pui la stake, cumva devii investitor, nu te mai interesează așa evoluția prețului de azi într-o să azi într-o și atunci toți acei tokeni nu mai sunt dispuși, adică disponibili să-i vinzi. Și atunci sunt șanse mari ca tot că nu la arbitru, dar v-am zis, nu e sfat financiar, să nu facă dump-ul care visează toată lumea. Și acum nici să luați acum sfat financiar, că o să facă și o să meargă ca Solana în 2021. Nici asta nu faceți greșeala asta. Ce vreau prin acest video să vă transmit e că de multe ori toate aceste știri, toate aceste narrative, toate aceste chestii în care sunt și ați văzut, apar exact în momentele cheie, sunt făcute ca să înlăture ca oamenii retailul cei mici să nu cumpere. Și ulterior, după ce vine FOMO, după ce vine PAMPU, se apucă și retailul să cumpere. La fel s-a întâmplat și în ciclurile trecute de bear market, bull market, la fel se întâmplă și în prezent, la fel se va întâmpla și în viitor. Și acum știu că poate părea așa ciudat, dar cum, doamne, deci nu există dan. Deci oamenii ăștia nu se învață minte? Păi nu se învață minte, pentru că intră oameni noi în spațiul cripto. Și emoțiile noastre ale oamenilor sunt la fel. Deci lăcomia, frica, nu o să se schimbe niciodată. Și atunci, eu vă zic ce fac eu, voi până la urmă faceți conform planului vostru. Nu o să aștept 16 martie, 17 martie să-mi pun acum în calendar, să-mi pun acolo memento, nu uita, vine dan pe arbitru, îmi cumpără dan, cumpără de toți banii și așa mai departe. Nu. Eu o să urmăresc graficul prețului. Oricum am acumulat și acum câteva zile, așa ca prosteală de trade, pe la 0,9 și deja prețul e deja la 1 dolar. A spart și am mers cum am gândit eu. Acum nu sunt mai omit, dar v-am mai zis. O să-mi ajungă la niște discounturi mari, o să acumulez. E un proiect bun sau foarte bun pentru următorul bull market. Din punctul meu de vedere este un da din ăla stri să te de toți vecinii. Ce fac în prezent în următoarele luni? Urmăresc Arbitrum foarte mult, mă interesează, nu am destul în portofoliu. Dacă Solana e deja scumpă pentru mine, mă focusez pe Arbitrum. Aia înseamnă că o să cumpăr doar Arbitrum, că Arbitrum e viitorul în L2? Nu. Am și optimism în portofoliu, am și Matic, știți deja. O să acumulez și arbitrum și optimism, dar din punctul meu de vedere, din tot ce am studiat în toate analizele mele, arbitrum este peste optimism. Dar nu am de unde să știu dacă următorul bull market va performa mai bine decât optimism și atunci iau din fiecare. Dar eu, în portofoliul meu, o să am mai mult arbitrum decât optimism. Asta e 100%, este doar planul meu. Cam atât pentru acest video. Dacă v-a plăcut, vreți să nu ratați și în viitor. Like, subscribe, un mesaj. Pa, pa!